Mai mulți elevi și cursanți ai Școlii de Arte Satu Mare de la secția Pictură au început din 18 ianuarie 10 de lucrări expuse la Muzeul de Artă. Vernisajul a fost deschis de către Daniela Bălu, director al Muzeului de Istorie, Mircea Deac, manager al Școlii de Arte și Cristiana Busuioc, profesor de arte plastice. Bine ați venit la muzeul nostru! Mă bucur să găzduim această expoziție care, pentru mine cel puțin, are un titlu captivant, cu valențe multe. Titlul acesta de Călăuza ne poartă spre multe idei, imaginații, așa cum probabil porniți și voi în drumul vostru atunci când începeți să realizați o lucrare. Iată, arta a fost, este și cred că va fi întotdeauna o călăuză. Indiferent în ce domeniu este ea realizată. Arta plastică, în acest caz, este o călăuză și în vremuri în care, așa cum din păcate am văzut și le trăim, niște energii nevăzute, dar negative, ne influențează viața. Prin artă ne putem face viața mai frumoasă. Asta dovediți voi, cei care expuneți azi lucrările aici la Muzeul de Artă. Este un început generos pentru voi, deoarece nu oricine are ocazia de a expune într-un muzeu. Expoziția de astăzi este o expoziție importantă pentru Școala de Artă, pentru că este prima activitate culturală de anul acesta. Și a doua oră importantă, pentru că avem o colegă nouă la clasa de arte vizuale a școlii, o colegă, profesoara Cristina Busuioc, care se implică foarte mult în activitățile de predare, are cursanți de mare valoare, care deja și-au demonstrat calitățile prin premiile aduse, prin premiile câștigate la festivaluri, la concursuri de arte plastice obținute în cadrul unor concursuri organizate de colegii din țară. Este o profesoară devotată și mă bucur că este colega noastră. După cum puteți vedea, și lucrurile de astăzi sunt pline de culoare, sunt lucrări frumoase, sunt lucrări ale unor cursanți talentați care și-au găsit această pasiune, acest hobby și, după cum știți, nu numai un hobby, că s-ar putea să devină chiar o meserie de bază. Expoziția va fi deschisă până în ultima zi a lunii ianuarie. Cursanți ai Școlii de Arte au fost îndrumați de Cristina Busuioc, profesor de arte plastice, secția Pictură. Acești cursanți ai Școlii de Arte sunt atât copii cât și adulți. Au început astfel, au făcut câteva lucrări de studiu, cum se face de obicei în pictură. Au lucrat lucrări de natură statică, apoi am direcționat puțin în zona decorativă și au făcut câteva omagii aduse lui Klimt. Mai departe s-au mai jucat puțin cu versiuni din Gauguin și Van Gogh. Apoi am fost provocați de niște concursuri care au avut loc în diferite orașe ale țării și tema care i-a stimulat foarte tare a fost refugiu. Refugiu se lega cumva și de perioada în care trăim și ei au speculat puțin această temă și au făcut lucrări pe această temă. Ca o notă de speranță a fost Călăuza. Călăuza care dă cumva și titlul acestei expoziții și care încununează, de fapt, munca lor semestrială. Se vede că toți sunt pasionați de artă și atunci lucrurile merg strună.